Salut! O să vă spun în filmulețul ăsta o poveste interesantă și o să tragem niște concluzii împreună. Eu le-am tras, dar m-aș bucura să trageți și voi niște concluzii și învățăminte din poveștile astea pe care vi le spun pe aici. Asta este la capitolul Așa nu. Și o să vă și explic pe timpul videoclipului, în timpul videoclipului, de ce nu e bine să faci așa. E de aici, de pe YouTube. Mă tot sună oameni pentru că văd aici în josul videoclipurilor, văd site-urile la care ofer eu servicii, produse, diverse chestii. Și mă sună tot felul de domni, cred că sunt vreo 3 până acum care m-au sunat, care mi-au zis, bă, site-urile tale sunt de căcat. Da, exact așa, adică nu, deci nu exact de căcat. Nasoale, rău, ce sunt făcute pe WordPress, ce e WordPress, WordPress e pentru amatorii, să facem noi site-uri ca lumea. Deci, una la mână, oamenii ăștia nu s-au uitat că asta fac și eu, adică fac aplicații web, pot oricând să fac un site fără WordPress, adică să-mi fac un site de prezentare fără WordPress. Dar WordPress-ul are avantajul lui, are avantajele lui, multe. Nu o să stau să vi le număr aici, de asta l-am ales. 2. Când te duci și discuți cu cineva, ar fi bine să vezi și tu ce știe ăla să facă, ce face, le-a făcut el, i-a făcut altul, că tot timpul va exista sindromul zugravului, zic eu, sau sindromul meșterului. Nu știu dacă ați văzut, dar de fiecare dată când vine un meșter la tine să-ți facă ceva, ce bă, cine ți-a făcut asta că a făcut-o prost? Vai de viața lui, e prost de behăne, era, ți-a făcut-o. Pe lucrarea asta eu nu dădeam niciun ban. Cum dracu ai dat, mă, șefule, bani pe lucrarea asta? E sindromul meșterului. Deci nu există. Nu există. Adică nu, eu n-am găsit până acum meșter de ăsta care să vină să zică, bă, ce ți-a făcut ăla înainte e perfect. Așa și oamenii ăștia abordează problema pe sindromul meșterului. Numai că meșterul în cazul ăsta eram eu și să vii la mine să-mi spui, bă, site-urile tale sunt de căcat. În condițiile în care le-am făcut eu, păi deja să încheie discuția. Adică, dacă tu vrei să faci ceva cu mine, adică dacă vrei să-mi faci ceva cu chestia asta. Ok. Deci deja să pun bariere, încep să pună bariere, să încheie discuția, adică nu abordați problema în felul ăsta. Da? Adică există un milion de alte abordări ale problemei ca ăla să nu pună bariere. Pentru că nu știi dacă le-a făcut el, dacă le-a făcut altul, nu știi dacă ăla e prieten care i le-a făcut. Și deja oamenii încep să gândească, adică și să facă și să înceapă să pună bariere și nu e ok. Bun. Și mă sună unul din ei și tot așa îmi zice, băi, site-ul ăsta al tău e nasol, e pă. Știi că nu ai sales funnel și nu știu ce și că nu e indexat de Google și zic, bă, nene, dar cum am dracu n-am sales funnel? Te-ai uitat tu cu atenție acolo și ai văzut că nu există sales funnel? Pentru că există sales funnel. Numai că ai făcut cum, așa cum am vrut eu să-l fac, nu cum scriu cărțile. Pentru că eu nu fac niște lucruri din cărți. Dacă le făceam din cărți, muream de mult. Nu spun că cărțile nu sunt bune, numai că cărțile alea trebuie să aplicate în practică și aplicarea în practică e foarte posibil să diferă de cărțile alea. Da? Îmi zice, păi nu e indexat de Google. Până la site-ul ăla vin 150 de oameni din Google pe zi. Era vorba de logistic-specialist.ro. Da? Vin 100-150 de oameni pe zi din Google, nu din altă parte, pentru că nu fac altfel de promovare, adică nu am promovare plătită pe el, n-am absolut nimic. Cum adică nu indexat din Google? Dacă o să te uiți tu cu atenție acolo, zic, sunt vreo 30 de pagini care sunt pe prima pagină după căutări. Adică, cum spui tu mie că nu indexat de Google? Păi ți-l facem noi, să nu știu ce. Bine, ok, hai să mergem mai departe. Ce am trecut cumva de barierele alea când mi-a zis că site-ul e de căcat, ce nu știu ce. Ce faceți voi? Păi noi ți-l facem să-l indexeze Google să vinzi mai mult. Dar îmi garantez că o să vând mai mult? Păi nu, că asta nu poate să-ți garanteze. Păi și atunci despre ce dracu discutăm? Și zic, auzi, dar hai să facem în felul următor. Nu vrei tu o cutie de asta de livrare de la mine? Uite, faci tu niște chestii și eu îți dau o cutie de asta de livrare. Păi n-am nevoie. Ba da, mai ai nevoie, că viața ta e de căcat fără cutia aia de livrare. Când vine curierul și tu nu ești acasă și te stresezi, bă, cu unde lasă, cum mă lasă, cum fac cu banii. Păi n-am nevoie. Ba da, mă, că e de căcat viața ta, cutia asta îți rezolvă viața, îți rezolvă problema, nu scapi de stresul curierului, nu mai ai probleme, nu mai ai. Păi n-am nevoie. Dar tu nu ți-ai pus întrebarea cum ai sunat pe mine dacă eu am nevoie sau nu am de serviciile tale? Că de fapt asta a fost, de asta i-am spus de cutie. Adică eu vin să-ți vând ție ceva de care tu consideri că n-ai nevoie, dar tu vrei să mă convingi pe mine că ăla ce ai tu e de căcat, dar tu când ești pus în aceeași situație reacționezi în felul ăsta, adică.
Și atunci de ce abordezi, de ce ai abordarea asta? Care e neproductivă din punctul meu de vedere. Da? Nu faceți așa. Adică și eu am învățat asta. Eu n-am făcut-o de la început, dar n-aveam o abordare chiar atât de agresivă, dar am învățat pe parcurs pentru că mă duc în companii în care lucrurile nu merg foarte bine. Dar compania aia funcționează. Face bani, face profit, chiar dacă lucrurile nu merg bine, chiar dacă lucrurile nu merg așa cum le-aș face eu. Asta nu înseamnă că nu e ok. Da? Nu poți eu să le spui oamenilor ăla, bă, voi sunteți de căcat, sunteți varză, sunteți varză cu carne, că nu merge nimic aici. Bă, noi am ajuns până aici și lucrurile merg, adică cine ești tu să vii să ne spui nouă că-ți varză cu carne, atâta timp cât eu sunt ok cu ce funcționează. A, că se poate mai bine, asta e o altă discuție. Și o altă abordare. Da? Iar asta este abordarea corectă. Băi, se poate mai bine. Uite cum pot eu să te ajut. Da, e ok ce ai tu până acum. Probabil că sigur e ok. Dar uite cum pot eu să te ajut. Uite cum pot eu să-ți fac ca lucrurile să fie mai bine. Să-ți fac lucrurile să se miște într-o anumită direcție. Da? Abordarea e... Asta este cea bună și nu pune bariere. Și trebuie să vă gândiți să... La abordările astea, ce bariere puneți și să nu le puneți. Să-l faceți pe ăla, pentru că în momentul când s-au pus barierele, deja apare disconfortul, apare închiderea, apare orice fel de altceva și discuția nu mai e productivă. Bun, cam atât vreau să vă spun în filmulețul ăsta. Mulțumesc pentru atenție și că ești alături de mine pe canal și te aștept și la următoarele filmulețe. La revedere!